Salutare, fraților! Eu sunt Andrei, iar astăzi revenim cu episodul 4 din magnifica noastră serie de arc modat. Înainte de a începe însă, aș vrea să vă rog pe fiecare în parte să apăsați butonul de like, să strângem peste 1000 la acest episod, pentru că știu că v-au apreciat super, super, super mult, cel puțin la primele două episoade am văzut un suport absolut incredibil. Și chiar vă mulțumesc pentru chestia asta, pentru că dacă n-ar fi fost atât de multe like-uri, credeți-mă, episodul de azi nu ar mai fi apărut. După cum știți și din livestream-ul de alaltăieri, eu m-am chinuit să filmez un episod de arc modat pe The Central. E, faza a fost că jocul s-a stricat, s-au buguit modurile, s-a buguit harta. Și totul a fost o mare, mare porcărie, pentru că nu puteam filma. Îmi mergea absolut incredibil de lăguit. Și îmi dădea crash din cauza pokeball-urilor și, mă rog, și așa mai departe. Dar, datorită vouă, pentru că m-ați motivat și mi-ați zis, bai, bă, Andrei, că mai fă, mai încearcă, mai nu știu ce, uitați că am revenit de data aceasta. Am verificat fiecare mod în parte, să fiu sigur că nu o să mă mai trezesc cu vreun rahat de mini-lună pe seria Vanilla pe server, pentru că, da, modurile acelea mi-au buguit și setările pe care le aveam pe serverul Vanilla, da, pe seria noastră de Vanilla. Și a fost un rahat. Dar, într-un final, am reușit să le pun cum trebuie. Nu mai avem chiar 20 ceva de moduri, avem vreo 6-7, printre care Anunnaki Genesis, Bionic Arc, Indominus Rex, Nemesis și încă câteva. Și de asemenea nu mai suntem pe The Central, pentru că nu mai puteam să intru pe ea. Îmi dădea crash, probabil din cauza modurilor, probabil din cauza hărții, că era buguită și coruptă. Așa că de data aceasta vom continua seria modată, oricum n-aveam mare lucru pe The Central și așa că nu-i mare porcărie, nu-i mare chestie. Vom continua pe Shigo, nu știu ce, Islands. Habar nu am, fraților, cum se numește mapa asta, dar nu contează. o să aflăm pe parcurs. Bineînțeles, o să vreau să eu să încep iar cu toate chestiile astea, dar e ok. E ok, avem ratele 20, așa cum mi-ați recomandat toți. Setările le avem exact ca pe seria de Vanilla, de multiplayer. Foarte, foarte bine, jocul se mișcă absolut incredibil pe această nouă mapă. Nu mă mai pot văita de absolut, absolut nimic. Ceea ce e foarte mișto, foarte, foarte mișto. Avem aici un Pteranodon de level 225, pe care probabil îl vom prinde cu ajutorul unui Pokeball din acela. Și da, văd că în rest toate treburile merg destul de de ok. Modurile funcționează, nu o să mă mai joc absolut deloc la nicio setare. Văd că avem un Elite Dodo acolo. Deci absolut la nicio setare nu mă voi mai juca. O să păstrez totul exact așa cum e, nu o să mai adaug moduri. Wow! Wow! Se mișcă incredibil. Deci mapa asta, Doamne, e superbă. E superbă. Nu cream că voi zice așa ceva pe o lume de single player în arc, dar mapa asta e superbă. Se mișcă incredibil de bine, cred că aș putea să filmez și în 60 de frame-uri și n-aș avea absolut nicio problemă. Ok. Ok, bineînțeles că ne vom face o micuță bază aici, pentru că este o zonă perfectă, cu țestoase pentru, pentru keratin și tot ce vrem. Foarte, foarte tare. Hai să pompăm viață, să deblocăm și noi tot ce trebuie. Pac, pac, ăsta, arcul încă nu-l avem, mortar and pestle. Ăsta, pac, pac, storage. Deblocăm tot ce ne trebuie. Foarte, foarte tare. Bun.
Ok. Păi, fraților, cred că o să mă apuc și o să încerc să fac rost cât mai repede de un pocketball din acela, pentru că deja v-am mai arătat chestia asta, cum se face în primele două episoade, iar în al treilea m-am bătut cu chestia aia, așa că nu cred că are sens să mai facem iarăși aceeași jmecherie. Așa că cred eu că o să ne revedem în momentul în care vom încerca să prindem un pteranodon, pentru că, pana mea, trebuie să avansăm și noi cu seria asta. Numai o clipă să văd. Perfect. Super. Super, super, super. Modurile funcționează absolut incredibil de bine. Sunt mulțumit. Pot spune că sunt foarte mulțumit. Bun, hai că ne revedem după ce fac o micuță coșmelie și adunăm niște fier. După vreo jumătate de oră de jucat pe aici, recunosc, sunt super, super încântat că am schimbat pe mapa asta, dar pe de altă parte dezamăgit, pentru că erau destul de multe chestii șmechere pe partea aia altă, pe mapa aia altă, dar e ok, e ok. Mapa asta nu e încă oficială, dar e destul de bună, destul de mișto. În fine, nu contează. După cum vedeți, am făcut aici un storage box, am 3 stimulant, pentru că am omorât un elite dodo, foarte, foarte șmecher. Și, mă rog, am făcut mâncărică, avem făcut niște plant species X, avem unelte de fier, avem cheratina, am omorât două țestoase, da, ca să nu mai pierdem vremea așa, avem suficient de mult fier pentru a face un yellow ball din acela. Sper din toată inima să nu dea crash jocul. Pentru că, pe mapa ailaltă, în momentul în care am aruncat un... în momentul în care am aruncat un... Yellow Pokeball din acela mi-a dat crash jocul. Și sper ca de data asta să meargă treaba. Să meargă treaba super, super bine. Pentru că dacă nu merge, va trebui să stăm super, super mult timp până vom reuși să prindem un Pteranodon ceva mai decent. Pentru că, nea. O să trebuiască să facem tot felul de săgeți, Anunnaki Poisoner, oricum, nu vă gândiți că o să prindem non-stop numai cu Yellow Pokeball-uri, dar, na, aș vrea să le și folosesc, dacă tot le avem în modpack, să le și folosim și vedem după dacă, cum o să meargă treaba. Sunt curios, Gamma 3, wow, look, cum se vede cu Gamma 3, doamne, bun, avem Pteranodon Saddle, come on. Bun, avem tot felul de astea, movement speed, avem 152, foarte, foarte mișto. Avem aici fier, destul de mult, 7 la număr și pentru un yellow din ăla avem nevoie de pietre și... Ok, super bine. Bun, hai să vedem ce mai avem pe aici. Avem teranodonul acela pe care o să-l prindem. Avem niște diloi și uite-o țestoasă acolo. Cred că o să o omor și pe aceea pentru că, na, un Dilo e elit? Nu, e Dilo normal. Ok. Hai să-mi testoasă asta ce level e. 290. Mamă, mamă, mamă. Mamă, mamă, mamă. Bine, încă mai avem câteva leg spike-uri așa, dar... Wow, este în totalitate jucabil jocul, adică e... Wow! Merge cu mult, cu mult, mult, mult mai bine decât mapa ailaltă. E absolut incredibil. Și ce-i muzica asta? What the hell? Mă atacă ceva? Nu cred. Ia să stați numai o clipă. Wow! Ah, ok, când intră Steam-ul, văd că face lag. Wow! What the fuck is this? Coel, doamne, uai de capul meu, ce în apă. Bă, n-avem lag în apă, ceea ce e super șmecher. Dar avem rechin pe acolo. Ok, nu contează. Bun, bă, jocul merge super șmecher prin zona asta, ceea ce e bine. Hai să omorâm acest Elite Dodo să vedem ce ne dropează. Level 50. Am ratat, what? Easy. Easy, easy, Elite Dodo. 3 Anunnaki Poison Arrows! Nice! Nice, dar nu știu melodia asta de la ce e. Fi ceva nebunie pe aici. Habar nu am. Dacă știți, nu ziceți mie în comentarii că eu sunt pe lângă.
Până un alt, hai să mai pompom un pic de stam, un pic de stamina și să vedem, aș vrea să prind un Pokémon, un dinozaur destul de șmecher. Probabil pe ăsta de 200 și... A, cred că ar fi destul de 225. Aș vrea ceva mai mare. 500 nu cred că apucăm să prindem în acest episod, dar vedem. Dacă o să meargă pokebolurile, e bine. Dacă nu o să meargă, e cam fucked up treaba. Dar eu cred că o să meargă, adică nu au absolut niciun motiv să nu meargă. Absolut niciun motiv. Încă 5. Nu mai avem fier, cumva. Ah, mai avem, ok. Ah, perfect, super, putem să facem asta. Stone, let's go. Ah, hai să luăm toate stone-urile. Pokeyellow Pocket Cage. Sperăm că nu dă crash. Sperăm că nu dă crash jocul. Sperăm că nu dă crash jocul. Dacă o să fie un fade ceva, înseamnă că a dat crash jocul. Eu sper că nu o să dea. Totuși, pana mea, l-am reinstalat, am făcut-o ca la carte. Bun, hai să mai prindem pe la de 225 sau mai mergem să vedem care e treaba. Hai să mă... ce frumos e ăsta. 370, hai să-l prindem pe ăsta. Prindem pe ăsta că e frumos. Nu! Fuck! Nu! Da! Jocul a dat crash, așa cum probabil v-ați fi așteptat, din păcate. Și de-abia l-am repornit și văd că începe să meargă prost. Deci, posibil ca aceste pocket cage-uri să cauzeze ceva lag. În orice caz, crash-ul a fost cauzat de pocket cage-urile alea. Ok, văd că m-a dat un picuț în spate cu progresul. Deci avem și Adepteranodon. E bine încă că avem fierul. Fierul se face. Fierul l-a făcut aici. Avem astea bucățile astea aici. Dar s-ar putea ca noi să avem nevoie de săgeți clasice și să tăimuim old school, pentru că altfel nu merge treaba. Bun, absolut nicio problemă. Nicio problemă. Ranged. O să ne descurcăm. Și cred eu totuși că e mai interesant old school, pentru că o să putem folosi tot felul de săgeți și nebunii și cred că o să vă placă, decât să aruncăm un pokeball din acela și mai hoț așa. E, mă rog, vedem. Oricum, dacă aveți vreo idee de ce nu merge, puteți să-mi ziceți în comentarii. Hai să vedem cum facem noi. Aveam niște Anunnaki Poison Arrow. Ah, nu, nu le mai am pentru că, na, mă rog. Anunnaki. Trank Arrow și Anunnaki Trank ăsta. Highly effective poison arrows. Ok. To knock down. Cum facem noi? Super easy. Super easy se fac chestiile astea. Incredibil de easy chiar. Ok, cred că putem încerca. Cred că putem încerca să facem câteva de astea. Ia să-mi... Haideți că adun eu cât mai multe narcoberries-uri din astea și încercăm să facem cât mai multe Anunnaki Poison Arrows. Că văd că se fac super ușor. Super ușor și... Cred că un bola ar fi foarte eficient. Nu o să prindem un pteranodon din ăla. Bine, mă, băieți, păi în... Na, pana mea. Atunci facem clasic. Facem clasic. Atât. What the hell? Vai, am nevoie de super multe narcotice. Am pus rata 20. Ați avut voi dreptate că nu o să mai ajungă, dar mă rog. Ia să vedem. Sper că asta să nu dea crash. Nu cred că dă crash. Bun, Anunnaki Poison Arrow. Bă, păi în ritmul ăsta cred că nu o să mai prindem noi Pteranodon de la Super OP și cred că o să prindem
Unul mai slăbuț, așa. Gen ăla mai mic, cred. A tot pe la negru l-aș vrea. Prea șmecher la negru. Prea șmecher. Ăsta e... Ok, hai să-l omorâm. Ăsta, îl omorâm repede. Doar level 55, nimic. Ok, bun. Și încercăm să prindem... Puterea Nudun. Ok, hai că aterizează, hai că aterizează și dăm cu arbaleta. Hai, boss. Hai, boss. Stam. Bun. Ok, aterizează. Bun. Super. Ok. Super. 30 de secunde. Pac! Nice. Ce mișto, Anunnaki Poison Arrow. Poa, ar trebui să-l facem destul de rapid. Easy, man. Doamne. Ok, are destul de mult torpor. Văd că nu prea-i scade torporul. Ba, dar-i scade destul de repede. Ups. Not good. Ar trebui să putem face rost de... nu mă ocupă să văd eu. Kibble Vending Machine. What? Kibble Vending Machine. Cum se face chestia asta? 30 fier și 2 cristale. Ok. Mă rog. Vreau să fac rost de Prime Meat. De unde fac eu rost de Prime? Trebuie să poți fac rost destul de easy de Prime Meat. Tu. A? Știu că mi-a dat, am făcut rost de Prime Meat la un moment dat. N-am în inventar niște Prime. Am Prime făcut. Mă rog. What the hoi de copul meu, ce e ăla mă frate, e Warden. Ăla e Warden toată ziua. Oh, shit. Carbonemis Warden, cred. Damn, son. Da, de la ăla era, mă, muzica aia. Bă, să-ți bași piciorul. Facem cu carne, că n-am primit. Hai să dăm de ăsta. Oh. Da. Ăla e Warden. Fuck me, dacă vine în coane, ne-am ars. Ne-am ars urât. Urât rău dacă ne atacă ăla. Și sigur ne atacă, pana mea. E Warden. Ok. Ne-ar fi prins super bine un pocket cage din ăla, da, mă rog. Ah, perfect. Female Parasaur. Ah, fuck. Oh, frate. Mori odată. Sper să nu nimeri testosele aia că am pus-o. Dacă nimeri testosa. Vreau să... Vreau să fac... Așa mă, boss. Vreau să fac rost de Prime. What? Torță. Da, Prime Meat ăsta. De unde am făcut, mă, eu rost de Prime? Știu că am făcut, asta e clar. Clar făcurăm rost de Prime Meat, da... Dar de unde? Nu știu. Ok. Ok. E bine însă că o să prindem un Pteranodon. Asta e foarte bine. Foarte, foarte bine. Uităm niște Prime Meat gătit. Asta e. Nu-i bai. Doamne. Hai să încercăm să punem noi repede pe asta. Și poate reușim să... Reușim să găsim... Uite un Dodo din ăla. Ok, mergem repede și poate reușim să omorâm Dodo-ul ăla și facem rost de Prime de la el. Hai repede să vedem. Că e Elite Dodo și cred că de la asta obținem Prime Meat. Cred că de la el obținem Prime Meat. Nu spunem că obținem. Tiny din asta of Experience, super. Fuck, nu obținem, bă! Ok, de la ăla oare?
fuck me, dar nu știu ce level e. Ia, dacă ne apropiem un pic, ne arată oare ce level e? Dacă e level mic, e bine. Nu pare a fi un level mic. Ah, ba da, pare a fi un level destul de mic, că văd că e deja însângerat. Ok, hai că-l facem easy. Îl facem easy pe băiat. Fuck. Super, super, super. Opa. Ok, hai. Killed Megalodon level. Ok, să fie cam tricky. Fuck. Fie cam tricky că vine ăla alt. Fuck. Hai mă, boss. Ok, hai că-i batem amândoi. E bine, l-am adus pe mar, bun, bun, bun. Level 25, super, super. Super, perfect. Ok, nice. Nice, hai mă, oh my god, ce e aici. Oh my god, tic. Doamne, cât-ți dă ăștia. Fuck. Fuck me. Bă, păi și ăsta ce level e, mă? Bă, păi eu vreau niște prime, bă. Vreau niște prime mint, eu cum... Cum mă aprop eu de ăla? O să mi se trezească... Oh my god. O să mi se trezească Pteranodonul dacă nu mă duc mai repede. Fuck. Fuck me. Hai să încercăm cumva să ghidăm repede ăștia. Să-i ghidăm cumva în partea asta alta. Nu? Uite, venim aici. Mamă, dar sunt foarte mulți răchini, ești nebun. Ok, hai că vin băieții. Bun, 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 bun. Hai, hai, așa, așa, tati, bun. Doamne. Și eu vin repede pe partea asta, la altă. Hai să în ce level sunt băieții. 150, ok. Mă rog, dar nu știu cum să mă să iau... Aia, fuck me. S-au spawnat ei, mă, băi, aoleu, și nu pot să mă să iau prime, mă. Ce mizerie, mă, ce mizerie. What the hell. Deci chiar o porcărie maximă. Uf, mă rog. Hai că-l facem cu carne normală și vedem ce reușim să facem. Pana mea e 370, o să prindem noi altă dată, unul mai șmecher. Dar de început eu cred că e, cred că e chiar ok. Ia să vedem, trebuie să-i dăm niște narcotice. Ok. Bun, hai că-i dăm niște narcotice. Pac, 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 pac. Easy, văd că am mâncat 17. Plus 99,6. E bine, bun. Hai că revenim când e rechinul. Până la urmă am reușit să fac rost. Dar îmi dă prime fish meat, nu ce mi-aș fi dorit eu. Dar e ok. E ok, până acum suntem super, super bine cu Pteranodonul. Putem pune pac și scoatem asta, 143. Eu zic că o să ne ajungă super, super mult. Avem 2400 viață, 2200 stamina, 330 melee, bunicel. Și mă rog, 100 movement. Și o să avem plus 182 de levele. Bă, băiatule. Mă rog, bana mea. Până la urmă, eu zic că e destul de ok să te imuim old school, însă folosind iteme din Anunnaki Genesis, cum ar fi aceste săgeți poison. Eu zic că e mult mai bine decât cu pokeball-uri. Chiar o să și scot modul cu pokeball-uri pentru că e inutil. Bun, luna se vede în sfârșit acum, așa cum ar fi trebuit să se vadă, nu mai e Google-ul ăla. Toate bune, toate frumoase. Avem și un Tiny Experience Potion pe care vom folosi pe, nu pe caracter, ci pe Pteranodon, cel mai probabil. Vedem. Bun, mă, fraților, cred că cel mai bine o să închem aici acest episod. Sper super mult că v-a plăcut. Eu, bineînțeles, acum o să mă apuc să filmez cel de-al doilea episod din sesiunea asta și ne vom revedea data viitoare cu și mai multe aventuri. Cel mai probabil o să revin în momentul în care am deja Pteranodonul făcut. Pentru că, na, așa este cel mai
Bine, hai să vedem imediat cât o să-i dea un raw prime meat. Ar trebui să-i dea ceva mai mult decât un prime meat gătit. Ar trebui să-i dea gen, nu chiar dublu, dar destul de mult ar trebui să-i dea. Și să vedem că dacă îi scade. Ok, i-a dat suficient. I-a dat chiar suficient. Avem perfect tame, da? 182. Nu, nu cred de fapt. 370 împărțit la 2. Posibil să fi scăzut câteva levele. Nu. 370 e 185. Da, am pierdut un pic, dar nu contează la câte levele are, plus 182. Wow! Enorm de mult. Enorm de mult. Bun, hai că ne revedem data viitoare. Până atunci însă toate cele bune. La revedere!